În cadrul competiției, copiii au povestit câte un pasaj dintr-o operă literară ce le-a atras atenția, iar la final cel mai bun povestitor a primit și un premiu. Chiar dacă săptămâna școală altfel va lua sfârșit, profesorii s-au gândit ca elevii să continue activitățile în biblioteca școlii până pe data de 23 aprilie, pregătindu-le o serie de concursuri precum caruselul poveștilor sau călătorii printre filele cărților.